De la 1 februarie expiră certificatul verde pentru persoanele pentru care au trecut mai mult de 9 luni de când și-au făcut a doua doză de vaccin. Doar cei care își vor face doza booster vor mai avea mai multă libertate de circulație. Noua regulă care va intra în vigoare la 1 februarie va fi valabilă pentru călătoriile în interiorul Uniunii Europene, deși organismul executiv al blocului comunitar recomandă statelor membre să o aplice și la nivel național. Comisia Europeană a anunțat că certificatele verzi vor fi valabile doar 9 luni dacă posesorii nu au și a treia doză. Eu am făcut 1, 2, 3 și am certificatul COVID. Și acum dacă mă obligă să fac și pe 4, fac și pe 4. Spre deosebire de alții care nu vor să accepte nici pe prima, nici pe a doua, nici pe a treia și așa mai departe. Eu le-am făcut pe alea trei, am luat și certificatul verde ca să-l am și să pot să intru pe oriunde. N-am avut niciun fel de restricție pentru că am fost ok. Că vrea să facă vaccinul bine, dar nu așa forțat, dar nu obligatoriu. Dumneavoastră ați făcut vreo doză? Nu, n-am făcut. Măsura vine în contextul în care țările europene se străduiesc să asigure mai multe doze de vaccin pe fondul creșterii numărului de cazuri și al răspândirii unei noi variante probabil foarte transmisibile, Omicron. Rezidenților din Uniunea Europeană li se recomandă să primească o a treia doză de vaccin la cel mult 6 luni după ce au fost complet vaccinați. Sunt anti-vaccin. Cum era de așteptat, odată cu declanșarea celei de-a treia faze a vaccinării cu doza booster, și România trebuia să implementeze noile reguli impuse de Comisia Europeană. Așa se face că, tot de la 1 februarie anul curent, valabilitatea certificatelor verzi pentru cei cu două doze de vaccin va expira. Cu alte cuvinte, vom fi nevoiți să facem și doza booster pentru a putea circula liber pe baza certificatului verde în forma sa actuală.